اوكي سلطة ماشي بيني في عمري سلونا يبسود مرة في اللي يبسود في اللي في مباراة بنترو واتشيس كانال عشا ريفينيشو بكو واتشيس كانال شتو باش ميكير دي تشيسي كانال سبكتر بليس او كاستا كاري نو مش ميكير سبكتر دو سب سايب كاري نو مش ميكير سبكتر دي كنا كار ما شبتام وده كوفا مو ازي ماي بروست sau mai fundat o să-l repară în viitoare, în episodul de viitoare. Mie mi-a făcut acel avatar de la Skype și pentru că avatarul de la Skype e cam genul ăsta, numai că aici e BL, nu de la Bulangiu, așa, și ce cum să scoți background-ul unei imagini. Ah, interesantă. Mai faci, că poate învăț ceva. Că de la american nu prea, de exemplu, fac unele lucruri, dar nu știu de la ce folosesc și la mă rog, care... Bun, deci va face așa, Prince of Exile, joc care n-am auzit, Black Ops 2, asta chiar e șmecher, o să faci un episod din el. Face cu Minecraft, văd începutul de Minecraft și cu o serie de mirosici. Bă, cam puține videouri, dar ce puțin, doar de subscribe, vreau să atingă mai mult. Și hai să vă spun și vă, de ce n-am mai postat... de ce n-am mai postat eu clipuri, pentru că v-ați și mirat de aproape 2 săptămâni, pentru că sâmbătă viitoare face a doua săptămână. Ei bine, am avut școala asta, ce mă știu, disperat de ea. Stai așa, fac un video din info. LOL. Așa. Bă, ignorat asta, bă, am avut școală și plutam am avut o problemă de Windows. Deci am avut o asta, cum dau cum să zic eu, nu știu, n-am înțeles nici acum ce s-a întâmplat. Faza e că luni de dimineață m-am trezit că m-am intrat în Windows, deci mi-a părat, exact am avut aceeași temă și nu mi se încărca în prostie, știi, ceva, se încărca ceva. Și nu puteam face nimic, știți? Și a trebuit să reinstalez Windows-ul. Reinstalarea a durat de la 2, am stat până la, să zic eu, ora 5. Așa, nu știu ce a avut. Ori mi s-a părut mie atât de mult, ora chiar a fost, nu pot să-mi dau cu seamă. Și mi-a reinstalat Windows-ul. Acum văd că se mișcă mai bine. Chiar și după reinstalare se mișca prost, deci ieri se mișca prost, nu știu de ce. Am umblat la Nvidia panel, nu știu cum, stați puțin. Să vă arăt vouă ce poate știți mai mult, eu habar n-am. Nu știu în domeniul calculatorul atât de bine. Am umblat la astea și încea vertical sync. Băi, la jocuri, când mie îmi face lag în jocuri dacă am sync. Mă rog, dacă trece perioada din joc, eu așa o să vadă frame drop-urile o să mai scadă, mai urc și e supărător. Și îl dop off. Dar la calculator nu știu aici, deci eu sincer să fiu nu folosesc nimic 3D, deci nu folosesc nici ochelari, nici programe de editare, nu folosesc 3D. Și, na, vă dați și voi seama că n-am de unde dracu să folosesc eu sau să am... Așa, plus am mai dat niște chestii pe off, pentru că îmi zicea că uz 3D application settings. Bă, am zis că poate o fi de la placa video necesită, nu știu. Să ne lăsați în secțiunea de comentarii. Așa, ăsta am luat pe... Ăsta nu știu... Ce mai am eu pe... Ce am mai dat eu pe... A, ăsta cât de era pe placa video GTX și am zis, bă, frate, am zis decât să facă lag. Nu știam, deci eu când am văzut, deci n-am umblat niciodată. Și am... știu că când mi-am instalat driverele de la placa video, cred că o fi fost și de la asta. Se instala, nu știu, fel de... După ce mi-am lucrat driverele normale, driverele mele de la placa video, adică sunet, blan, rețea, toate caturile. Bine, venea de la Windows, dar avea o problemă când intram pe Facebook, deci mi se bloca, deci fac teat logic. Așa și... Mă rog, mi-a instalat asta de audio, după am zis 3D Vision PLM, știi? Și am zis, bă, nene, decât să stau cu asta, mai bine dau un restart. Știi? Și am găsit un fel de fișier, am găsit aici, pe ce. Bine, era vreo 4 fișiere de acest tip, ăsta, dacă te dai clip pe folder, a, nu, păi, dar nu, ci că n-ai permis, ce logic are, păi eu să mai instru tău, bă, eu sunt tăpun tău. Tu stai, ascultă-mă de mine, că știu ce zic. Na. What the fuck? S-a șters miraculos.
Ieri n-a mers. Mă rog, și mi-am pus un tricat de la cum ați văzut și voi și bă, am zis să le șterg și s-a mișcat mai bine, văd. După ce am oprit și pe astea și pe astea, s-a avut o diferență, chiar și astăzi am avut o diferență, nu, deci aseară, deci mai aveam putin și rupeam carcasa de la calator, deci nu știa nene, deci am reinstalat un dosul, se mișca ca dracu, deci se mișca în ultimul hal, Facebook-ul mi se vedea la fel, mi se vedea noua interfață pe Facebook-ului, what the fuck. Mă rog, și asta e, o să, acum trebuie să iară să instalez ăsta Libertation-ul, ce bucurie pe mine. Să iară să le fac, să le pun, mă rog, am vreo două episoade de pus, deci sper să vă calmeze, o să le pun probabil că mâine o să pun. Așa și, na, pare că n-am mai postat, dar a fost și școala asta care mănâncă din timp. Așa, ce să vă mai zic. În seria asta n-am anulat-o, v-am zis sincer, o să pun. Mai că mi-am, nu știu, n-am avut nici chef, nici timp și mai mult lene combinată cu asta. Și ia să vedem acum unde eram. Uitați și pe site-ul de la Ascul meu, deci ce mă puteți întreba orice vreți voi, deci legat de promovări, nu mai vreau să mai văd întrebări pe YouTube, de ce? Pentru că vreau să fie o secțiune de comentarii, bă, uite, mie îmi place faza asta și faza cu tare și întrebările astea fiu puse separat. Eu așa îmi place, acum depinde. Mă rog, acum înseamnă să stau la toate clipurile mele și să dau iarăși, iarăși și, mă, zic, pentru asta am, mă, 22 de aprecieri. Foarte bine, îmi place. Am mai primit întrebări, îmi place să fiu, să le răspund sincer, să fiu, nu. Ia, ce faci dacă ai câștigat excursie în Suedia? Băi, sincer, mie îmi place să vizitez țări, asta, deci, să experimentez lucruri noi. Așa, și uitați-vă și voi o panorama Facebook-ului. E de față de bujie. Mă, ce față de tigan are asta? Așa, mă rog, nu-mi face pasta din video. Dar are să fa față de tigan. Uitați-vă, față de... Poate să așa și... Ba, ce să fac? Na. Deci vă aștept... A, uitați și poza mea de profil. Mă rog, e la YouTube. Mi-a schimbat-o. Asta e cea mai reușită poza mea. Pot o pun la profil de la Skype, de la Facebook. Oricum de la Skype o să-mi schimb peste câteva zile. Că dau pun, le se mai schimbi, le mai pun. Așa, deci cam asta tot pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share, subscribe. Și ne vedem data viitoare, pe curând.